eram cu câțiva prieteni, că atunci toți foarte, foarte tineri, la Valea Vinului, împreună cu un om pe care îl admiram enorm, e vorba de Iustin Panța. Și alături de Iustin Panța era un tip blond, a fost singur în afară de Iustin Panța atunci. Era o întâlnire spiritoricească amplă și era singurul care ne băga în seamă. Pe noi care eram, repet, niște adolescenți picăjiți, umblând după coada spiritorilor. Vorba de Alexandru Iuiu, pe care îl rog să citească din Trocar pe nouă. Alexandru? Era nouă la vremea ei, dar s-a învechit între timp. S-a întâmplat că s-a putut aduna povestii, așa cum spuneam în dimineața la discuția cu editorii, și când a vrut să public volumul, o editură foarte serioasă a spus că le place cartea, dar poza scurtă nu se vinde. Și m-am trezit cu ea rămas așa. O carte care se cheamă Ups și are povestiri de maxim 12 pagini. Acum, una dintre grijile mele mari a fost să nu plictisesc și risc să vă citesc o povestire de 3 pagini, adică risc să vă plictisesc pentru că am mai citit-o și la Andrei Mureșanu, la întâlnirea cu oamenii de acolo. Cine a fost la Andrei Mureșanu de aici? Prea mulți. O să citesc una de 12 ani. Nu, ei doar sunt de la Andrei Mureșanu, dar nu au participat la tăzare. Ați participat cu... acolo? Atunci o să citesc totuși. Scăpam mai repede cu cea cu 3 pagini, o să citesc una de 8 pagini care e maximum pentru mine. Se cheamă Se moară iepure. Dar pe 8 pagini o să apară foarte multe expresoare și, mă rog, sper să o duc bine. Întuneric, întuneric, umed, tulpin de ierburi, reamăn, întuneric, o străfulgerare, inima bate mai tare, atenția sporește, umed, moale, întuneric. Întuneric. Și apoi o lumină mare, o explozie de lumină lăptoasă care cade ca o plasă grea de sârmă argintie. Nemișcare. Acum calc pe asfaltul străzii, ia să fac un pas și pe bordură să mai prind și trotuarul. Vedea calul și spinarea lui se apia și se lădea singur. Apoi își spunea, uite un capac de canal, să fiu atent să nu îmi prind copita de el. Și trecea pe trotuar încântat că fiecare lovitură de copită spărgea tăcerea. Eu gândeam, astăzi este ziua mea de naștere. Ar trebui să chem ceva prieten, ceva cunoscut pe cineva, să fac un chef. Să nu las să treacă ziua asta așa, ca oricare. Este totuși un moment de seamă. Mi-am amintit de o vorbă care spunea că, zicea că, plictisit, carul parcă de sunetul potoarelor lovite de asfalt, o apucă pe lunga de iarbă de pe lângă drum. Își spunea, cum mai bine mi se mai relaxează încheieturile. Pământul e moale, ca o fermă. Ofta și își repeta că îl cam doare piciorul drept în față, poate de la vreme, că vrea care el pe temir cine. Își spunea, mai merg, ce merg și mă opresc. Nici iarbă, nici rană, numai blocuri și borduri, betoane și asfalt, m-am cam săturat. Eu îmi spuneam, e ziua mea, e adevărat, dar ce se însemne asta, ziua mea? E ziua tuturor, așadar, a nimănui. Ia să mai las eu la o parte orgoliul ăsta, 3 zilele și mai apoi ani. Timpul, inefabilul timp, praful morții. Totuși se spune că fiecare an, de ziua nașterii tale, să intri și să faci curat în încăperea în care te-ai născut. Adică un fir. Calul pornea, poposesc ușor în ultima vreme. S-au adunat ani în urma mea ca lemnele într-un car pe care îl trag tot mai greu, pe un drum argilos.
Oare nu ar fi vremea să-l gândesc pe ăsta de pe spatele meu? Să am eu iar un nărav, să fiu nărăvaș ca altă dată. Mai bine nu. Asta cere un efort. Mai bine așa, la pas, pas după pas, cu capul plecat, cu mușchii puțin încordați, și acum mai relaxați, mai relaxați. S-a poticnit și m-a zdruncinat atât cât se întâmplă. Mi-am amintit, instantaneu, ce visasem cu o noapte înainte. Se făcea că eram în casa părintească, de pe malul pârâului, și pe cer jucau lumini dintre cele mai ciudate, adunate în formele unor meduze cosmice, care se apropiau fermecător, dar amenințător de pământ. Am privit cerul fascinat și curios, eu, părinții și cei trei frați, dar treptat a pus stăpânire pe noi teama, pentru că entitățile acelea se apropiau de pământ ca la o invazie. Și am intrat în casă. Am auzit de cineva urcând pe scara exterioară spre camerele de la etaj, până în dreptul ferestrei, ca pentru a asigura zona. Apoi am auzit ușa de la intrarea de la parter și am zărit o siluetă care făcea același lucru ca și cea de la etaj. Deodată, ușa încăperii din față, de la parter, în care stăteam cu părinții și frații, s-a trântit la o parte și în casă a intrat un ins înalt îmbrăcat cu o haină lungă de piele. A făcut câțiva pași ca pentru a se asigura că totul e în ordine, în vreme ce în urma lui a intrat un al doilea, echipat la fel, care a făcut aceeași asigurare pentru partea dreaptă a încăperii, împietrind ca o statuie de pază lângă masa cu televizorul. Pe ușile larg deschise, în urma lor, a intrat cu pași mari grăbiți, un al treilea, mai înalt decât primii doi. El s-a întors odată prin mijlocul încăperii și noi, cei din casă, am primit brusc și plenar convingerea că El este Dumnezeu. O teamă mare a cutremurat aerul încăperii și această convingere ne-a făcut pe toți șase să cădem în genunchi. Eu cel mai aproape de locul unde El acum stătea. Când m-am prăbușit lângă podea și am plecat privirea, am văzut că era încălzat cu cisme înalte de piele, murdărite de lut galben. Am căzut cu toți în genunchi, mama, tata, frații mei, ca să cerați, convinși că suntem vinovați și că trebuie să ne cerem iertare. Convingerea că Dumnezeu era acela și că trebuia să cadă în genunchi cu frică și recunoștință, era încă proastă pe mintea mea. E ca și cum în absența băuturii simt gustul vinului în gură cu toate aromele, buchetul și ceva în plus. Dumnezeu, atâta cât am apucat să-L văd cu coada ochiului, în fracțiunea de secundă de dinaintea căderii în genunchi, era un tip bine înalt, bine legat, tuns foarte scurt, cu o față puternică, nebarbierită, care își juca pe lângă el o șupă mare, gri albăstrie, căptușită cu blană de oare. Nu am mai îndrăznit să ridic privirea și filmul s-a rupt. Amintirea visului a dispărut. Mai rezona doar senzația că Dumnezeu mai era cu încă doi tipi, unul care păzea la fereastră și unul care a rămas dincolo de pragul ușii deschise. A rămas din tot visul, dar senzația aceea stranie, dar copleșitoare, că El era Dumnezeu și felul cum s-a întors odată printre noi în mijlocul încăperii. A, da, cred că și plecarea, cu ușile trântite în urma Lui, în urma lor. Ciudat, mi-a spus. A fost prima dată în viețișoara mea cunoscută când l-am vizitat pe însuși Dumnezeu. Și El nu era deloc cel din orice imagine văzută anterior, prin biserici sau în artă. De unde convingerea că era El? Desigur, chiar de la El. Am ajuns în fața blocului și, potopit de așa senzație, am decis să fac o faptă bună și m-am șters îndelung pe dăl de grătarul de la intrarea în scară. Calul a stat nedumerit și s-a uitat la mine. Ei, calul. Hai să o lăsăm practic pe asta cu calul. Eu merg dintotdeauna pe jos, nu am avut niciodată vreun cal și ăsta despre care a fost până aici vorba, nu avea decât să dispară așa cum a apărut. Am luat liftul până la etajul 3 pentru că vroiam să mă răscoț. În fond era ziua mea. Ajuns acasă, mi-am aruncat hainele care pe unde și am dat drumul radioului. Îmi place să ascult radio și să dau replici celor care îmi vorbesc de acolo din micusul obiect. Ei încearcă să mă facă să cumpăr câte ceva și eu refuz. Mă trimit pe la o adresă, pe la alta și eu nu vreau să mă duc. Îmi spun ce s-a mai întâmplat în lume și eu mă fac că nu-i cred. E foarte interactiv. Când a sunat prima dată telefonul, am avut gustul dezastrului pe genunchi și mi l-am spălat cu un glonț de țuică.
Aceasta m-a încălzit suficient ca să îl invit la mine pe cel cu care am vorbit. Am mai tras câteva switch și nu am mai refuzat pe nimeni. Ba chiar am dat eu însumi câteva telefoane ca să vină oameni. Sau mă rog, ce erau ei? Ce se credea fiecare? Am hotărât să fac cheful în aripa din nord a apartamentului. Au ajuns la mine un campion de alpinist cu un picior în gips, două lesbiene cam trecute, un fost pictor de tablouri mari, un rocker vestit cu prietenul lui, un basist care a intrat greu în casă, târând chitara și o boxă pe care le purta ca pe două organe externe, un actor ratat care avea un viitor incert ca regizor. De ăștia. Oameni, cum spuneam, sau ce și-or fi imaginat ei că sunt. Chefurile a început ușurel și a luat amploare din aproape în aproape. Cum se întâmplă? Lumea se simțea bine, pentru că majoritatea oaspeților băuseră doar băuturi alese, alese de ei înșiși și aduse chipurile drept cadou. Imediat ce basistul s-a apucat să inducă vibrații grave cu boxa lui, rockerul s-a întins pe parchet și a prins a sfărăi, pentru că venea de la alt chef. Lesbienele s-au apucat de un joc cu tot de tarot, ca și cum ele făcuseră cam tot ce se putea face și spuseseră tot ce se putea spune, în vreme ce alpinistului explica pictorului abstract, cam cum se urcă o stâncă în mâini și cât de puternice îi sunt degetele. Fețele oaspeților erau recognoșibile și discuțiile întrucâtva inteligibile. Deși vorbeam despre idealul și viața veșnică, adică despre toate cele nepieritoare, când a intrat în casă unchiul meu și prin postura lui impozant a făcut liniște în bestiar din apartament. Iată-ne poate darul meu pentru ziua ta. A zis răspicat el, cocotind prin barba lungă și stufoasă ca un moș Crăciun rătăcit în primăvară. Am uitat să menționez că întâmplarea pe care mă străduiesc să vă povestesc avea loc taman în noaptea echinoxului de primăvară. Pe dunga securii lui Martie, între a 20-a și a 21-a dintre zilele lumii. Noaptea din ziua mea. Așadar a zis chestia asta unchiul meu și a trântit pe masă un iepure mare, o sălbăticiune gri, speriată, care a ocupat centrul mesei. E darul meu, a mai popotit el. O să vă fie foame. Știu cum e la cheful. Să aveți ce mânca. Dar tu nu ești vânător, am urmat eu. Nu ca oricare, a mai crocăit unul. Că ăsta l-am prins în farul. Știi cum a stat? Uite așa, asta, drept în lumină, ca o statuie. L-am luat ca din moală și am zis să ți-l aduc ție. E tatăl iepurilor. Iepurilor. Uite de la el. Nu mai fibră, nu mai mușchi, sălbăticiune. Are în el toată dulceața mugurilor, a pământului necălcat, a pădurii care se trezește. Vă las! Poftă bună la toată lumea, iar tu ne poate să ne trăiești la mulți ani. Veșnic! Unchiul m-a pupat zgomotos și a dispărut, iar iepurele a captat atenția adunării. Ce urechi lungi și mătăsoase are. Ce mușchi atletici. Dacă ar fi bun de friptură sau de ciorbă. Ce rețete culinare știm care ce a mai mâncat dintr-un iepure și când. Tot felul de remarci s-au făcut asupra constituției și existenței iepurelui, până când pofta a ajuns la apogeu și toți au început să saliveze, văzând în el doar friptura și jumătate. Am hotărât că ne era foame și că trebuie să facem ceva cu iepurele. Dar în absența unui profesionist și știind că iepurii se trânguie îngrozitor la tăiere, am zis că ar fi bine dacă l-am aruncat de pe balcon. Cum eu stau la etajul 3, izbitura i-ar fi fost fatală. Și apoi am fi putut trece la executarea lui. Ne-am împărțit în două echipe. Una a coborât să-l recupereze, iar cei rămași am ieșit în balcon să-l aruncăm. Cei de jos erau tot mai nerăbdători, iar noi, cei de sus, eram tot mai nedumeriți. Pentru că nici unuia nu-i venea să dea cu iepurile de asfalt. Pune-ți mâna, prinde-l, hai, aruncă-l. Era un demon care nu își găsea eroul. La un moment dat am strigat spre cei de jos. Păi dacă, vă e ușor, voi nu o să aveți nicio vină, nicio responsabilitate. Aduceți sus un cadavru și cu asta basta. Bine, bine, a zis unul din cei de jos. Hai să schimbăm locurile, că se vede că voi nu aveți curaj. Am schimbat locurile și noi, cei de jos, ne-am aprins țigări, așteptând să vedem ghemotocul curând și să auzim bufnitura. Auzând de-o strigătele și râse de la celor din balcon,
și aceleași îndemnuri disperate și fără urmări. A trecut un om care era mai tăiat decât noi și ne-a întrebat ce facem. A părut foarte mulțumit când a auzit că așteptăm căderea unui iepure din cer, de parcă zona aceea avea notorietate în astfel de fenomene. Ne-am terminat țigările și zgribulind, ne-am zis că e mai bine să urcăm, pentru că echipa de pe balcon nu e de ispravă. Numai ce am intrat în scară și am auzit o bufnitură, care ne-a făcut să dăm iar iama afară. Tot uitându-se după iepuri zburători, vețigul a căzut în șanță. Ne-a făcut semn că cu mâna, că nu e nicio problemă, că tot e în ordine și ne-a apucat. Ne-am apucat să povestim despre curaj, sacrificiu, moarte, reîncarnare și tot felul de astfel de subiecte legate în concert sau altul de personalitatea lecturilor, despre foame și despre ce ar fi trebuit sau ar trebui să se întâmple. Timp în care ne-am apucat să te îngospodărește, adică tot ce mai era prin carte. Pentru că băuturile la alegere se cam duseseră. Țuică, țuică fiartă cu secărea rămasă de la un moment dat, o jumătate de sticlă de uzo, adusă cine știe când e prin peșa și folosită ca apă de gură, afinată în care afinele fusese răspălate de vreo 3 ori cu spir. Nu spuneam de toate. În aceste condiții, discuțiile au urcat mult și destul de brusc spre subiecte ca arta supremă, scopul vieții și sensul destinului uman pe Terra, forme inimaginabil de eficiente de a face bani, posibilitatea colonizării altor planete, păstrarea sănătății Terrei. Oamenii s-au amestecat și ei ca băuturile și ceea ce credeau că sunt, a devenit simplul fapt că sunt. Eu până oară am adormit cu capul pe masă câteva ceasuri și când m-am trezit, toți erau prinși în pânzele țesute de somn. M-am ridicat și am străbătut pădurea adormită spre ușa deschisă a apartamentului și nu știu prea bine de ce, mi-am continuat drumul spre hol. Și casa scărilor. Lăsam ceva în urmă, dar mă gândeam că o să și dau de ceva. Iepurile plecase desigur pe acea ușă deschisă și căutarea lui îmi dădea un fior de aventură, de ceva nou ce urma să se întâmple. Am părăsit locul și am luat-o spre marginea orașului. Am trecut atent, cercetând fiecare umbră mișcătoare prin parc și la un moment dat mi s-a părut că auz zgomot de copite, ca și cum un cal masiv trecea pe aleea dinspre râu. Deodată am văzut o țopăială pe pod și m-am grăbit într-acolo. De pe podul arcuit, am mai zărit umbra aceea sălteareață, dincolo, pe celălalt mal, și am urmărit-o cum se pierde între tufele de cizunion de la liziera pădurii. Un mare val de frig venit pe albie, tocmai de la munte, m-a făcut să mă simt gol, dezbrăcat. Și m-a făcut să mă opresc. Dar ce căutam eu acolo? La mijlocul podului, în întuneric, frig și singurătate. Am mers mai departe și după ce am trecut râul care curgea cenușiv, stând sub neonul sub care am zărit iepurile, mi-am dat seama, dintr-o dată și pentru prima dată, că în acea noapte împlinisem 33 de ani. Trec ani, se duc ca pe apă. Toate se schimbă. Timpul o ia la fugă și nu mai poți ajunge. Praful morții. O lumină mare, deasupra și libertatea de a pleca. Umed, rece, întuneric, mai întuneric, întuneric de plin. Miros de ierburi, tulpini aspre, reavă în jila, alte câteva salturi printre tufișuri și apoi liniștea înaltă și întunecată a pădurii. Viața, viața, viața.